Alături de noi am avut de asemenea bucuria de a-l avea ca invitat și pe senatorul Adrian Țuțuianu. O bucurie, o onoare, pentru că am întâlnit un om puternic și un om vertical care se dedică oamenilor în primul rând. Câteva imagini cu Adrian Țuțuianu. Cum a fost copilăria lui Adrian Țuțuianu? Frumoasă, dar și grea. De ce grea? Păi câteva lucruri așa care sunt mai puțin cunoscute. Sunt născut în comuna Malucu Flori, județul Dâmbovița, într-un sat Micloșanii Mari, undeva pe niște dealuri. Ca să merg la școală, de exemplu, clasele 5-8, 4 km și jumătate pe zi dus, 4 km și jumătate întors. Pe atunci nu exista nici microbuz școlar, nu exista nici transport public în comun. Toate lucrurile astea le-am făcut în fiecare zi pe jos, până când am terminat școala generală. Suntem 4 copii, am muncit de mici, toți. N-ați stat în casă și din contra? Nu, am muncit foarte mult. La câmp? La câmp, la coasă, la fân, la cules de fructe, la tot ce înseamnă la creșterea animalelor, tot ce înseamnă viața unui om din mediul rural în zona premontană. Am avut șansa unui bunic autodidact, absolvent de școală de meserie, trăiește și astăzi, are 97 de ani și jumătate. Mulți înainte cu sănătate! Un om care mi-a deschis ochii și m-a învățat să citesc, m-a învățat să citesc ziarul, mi-a deschis orizontul marii literaturi. De la bunicul meu am moștenit, dacă vreți, și dorința de a face mai mult. Povesteam înainte despre etapa în care dumneavoastră ați fost ministru al apărării. Un ministru foarte vizibil, foarte volubil, un ministru care, apropo ce ați spus, foarte determinat. M-au întrebat colegii de-ai dumneavoastră ce mă califică pe mine pentru Ministerul Apărării Naționale. Și vreau să dau un răspuns mai larg. Un om politic care cunoaște administrație poate conduce aproape orice minister. Cred că, în primul rând, ca să reușești, trebuie să fii foarte pregătit pe un domeniu. Eu nu cred în politicienii care se nasc de nicăieri. Înainte de a auzi cineva de omul politic Țuțuianu, s-a auzit de avocatul Țuțuianu în Târgoviște. Deci cred că trebuie să fii un profesionist, să ai o profesie, să te pregătești, să fii un nume mai mare, mai mic, că nu putem fi toți numărul unu, în profesia ta. Dragi telespectatori, cred că puțină muzică nu strică, așa că vă dau întâlnire cu o interpretă tot de muzică populară, doamna Tina Militaru. Când urcați pe scenă, sunteți în fața microfonului, sala este plină, da? De oameni. Da, da. Nu aveți emoții? Nu. Nu? Nu. Dar când aveți emoții, cum le faceți față, având în vedere că trebuie să cântați, nu să vorbiți? Da. Momentul în care văd publicul, așa, și sunt pe scenă, sunt exact ca într-o familie. Pentru mine, pe mine publicul m-a ajutat foarte mult. Eu am spus de foarte multe ori, am cântat datorită lor. Pe unde mergeam, mă opreau și mă îndemnau, deci îmi știau toată istoria și îmi spuneau să nu mai faceți pauză, să nu vă mai lăsați de cântat. Și pentru mine asta însemna foarte mult. Eu zic că în orice meserie, dar pui suflet ca și la o mâncare. Dacă nu o faci cu dragoste, nu ți iese mâncarea bună. Izvoraș de lângă moară, deschițat în primăvară. Izvoraș de lângă moară, deschițat în primăvară. Ia-mi dorul și mi-l albește, dorule, și-n izvor mi-l limpezește. Ia-mi dorul și mi-l albește, dorule, și-n izvor mi-l limpezește. Vino nică
Iar acum vă invit din nou în lumea artelor. Vă invit să urmăriți câteva minute un regizor, dar și un scenograf care este sau a fost o bucurie pentru mine de a-l întâlni. Este vorba despre domnul Mihai Constantin Ranin, directorul teatrului Tony Bulandra din Târgoviște. Spuneți-mi, în Franța știu că ați coordonat proiecte chiar la Disneyland. N-am coordonat proiecte, nu? Am fost unul din regizorii Disneyland. N-apoi cam tot atât ai. Au fost doi regizori români la Disneyland, unul este Petric Ionescu și al doilea am fost eu pentru câteva spectacole. Puteam să rămân până la pensie acolo, mai este compozitor Vasile Șilei din România. Da, uite că pentru occidental putem să facem mari proiecte, mai greu să le facem aici în România. Eu nu mai îmi doresc lucruri fenomenale acum. Știu că lucrurile importante sunt puține în viață și mă îndrept către acelea. Cel mai important este să fim fericiți și dacă eu sunt fericit și dumneavoastră sunteți fericită și spectatorul este fericit, artă nu se poate face numai din nefericire, cum își imaginează unii, și din sărăcie. Artistul nu trebuie să fie nefericit și sărac, este o greșeală. Creația făcută dintr-o stare de fericire și bunăstare spirituală este o creație iluminată, este mult mai importantă de realizat lucrul ăsta. De aceea eu pun un semn de egalitate între caracter și artist. Artistul trebuie să aibă caracter. Așa. Eu nu cred că există artiști fără caracter. Sigur că se afirmă că unii ar fi fost fără de caracter, dar important este elementul de educație, de delicatețe al sufletului artistului. În general, când intru în contact cu un alt artist, am acest nivel de așteptare. Și să știți că cei care au rămas în jurul meu până la capăt sunt oameni de mare caracter. Emisiunea Interviul Agro TV este o bucurie pentru sufletul meu, în primul rând. Prin această emisiune am încercat să vă aduc în case oameni care să vi se pună la suflet, așa cum mi s-au pus și mie. Am avut onoarea de a întâlni un om deosebit, un om de a cărui personalitate, de a cărei inteligență, de a cărui inteligență și cultură am fost cu adevărat impresionată. Sunt foarte mulți profesioniști printre noi, dar oameni care au și caracter, care au o personalitate frumoasă, care îți transmit multă iubire și îți transmit bunătate, dar și demnitate, cred că sunt foarte puțini printre noi. Așa că, dragii mei, vă rog să-l primiți din nou cu brațele deschise pe domnul profesor universitar dr. Dumitru Constantin Dulcan. Dumneavoastră spuneți că, exact ce ați spus și acum, omul este necesar să fie calm, să găsească liniștea sufletească pentru a parcurge etapele vieții, pentru a se cunoaște mai bine. Să zic că sunt niște ingrediente ale fericirii. Contrarul este total în defavoarea sănătății lui. Dar e stres mult. E în interesul tău să păstrezi aceste lucruri. Vă dau un singur exemplu. Da. O universitate, un studiu arată că cei care au avut un infart, majoritatea lor, cu două ore înainte, au avut un mare conflict, o mare supărare. Iată ce înseamnă furia. Furia, agresivitatea, mânia? Ura, agresivitatea, invidia, răutatea, face nor de mult. Sunt două elemente contrare. Este îndemnul iubirii pe care îl face Iisus, el de fapt are iubire și iertare. Și ura care e la polul opus. Iubirea înseamnă pace, unificare, armonie. Ura înseamnă cancer, boală, moarte. E în favoarea noastră să urâm? Nu. Ce ne dezbină până astăzi? Nu? Ura. Ziceți ura. Ziceți numele, da. Ura. Unde ajungem? Dacă un car, că suntem la agro, da? Dacă un car
care are doi boi. Fiecare trage în direcții opuse, contrare. Carula se mișcă undeva? Nu. Rămâne pe loc. Se întâmplă cu o țară în care două entități, două jumătățile, una în dreapta și alta în stânga, complet contrar? Și asta când? În anul Unirii, nu? Da. Oh, e splendid, e superb. Nu, să spuneți clar că fericirea înseamnă unitate. O serie întreagă de studii au început să demonstreze că cuvintele, emoțiile, gândurile, sentimentele au o semnificație fie pozitivă, favorabilă sănătății noastre, fie negativă, nocivă pentru sănătatea noastră. Deci cuvântul iubire, dragoste, iertare, calm au o chimie favorabilă sănătății. Asta înseamnă longevitate, înseamnă sănătate. Ură, dispreț, ironie, calomnie, bârfă, agresivitate, lăcomie au o chimie negativă, chimia stresului. Asta înseamnă cancer, boli neurodegenerative, viață scurtă, moarte. E bine? Deci, noua spiritualitate înseamnă, în definiția mea, cultivarea celor valori morale, etice, care sunt menite să ne mențină propria sănătate, armonia și armonia socială într-o lume a diversității economice, sociale, culturale, etnice, psihologice, dar mai ales religioase. Atâtea războaie au plecat de la religii și încă ne luptăm cu asta. Asta înseamnă o nouă spiritualitate. Asta înseamnă să cultive acele valori etice care să permită ca toate aceste deziderate să fie împlinite. Dar totul pornește de la, cum ziceți dumneavoastră, de la gând. Dar nu e gândul fiecăruia, ați spus, ne influențează pe toți. Apropo de ce ziceți de... Deci, vă dau o definiție, apropo, sau un răspuns. Ceea ce gândim, experimentăm ca emoție, ca sentiment, ca stare de ca o linie comportamentală, ne ordonează creierul, ne ordonează sănătatea, mediul și universul. Deci în momentul când gândim rău, urât, agresiv, violent, indiferent că asta e pe stradă, că e în casă, că e în mediul casnic sau în mediul exterior, mediul stradal, toate aceste lucruri sunt câmpuri de energie negativă care se înalță deasupra creierului nostru și ne influențează nu pe toată lumea, numai pe cei care gândesc pe acea lungime de undă. De aici vin consum de droguri, războaie, toate relele. Sau când o să fiți în fața lui Dumnezeu? Și Dumnezeu, dacă, să zic, vă întreabă, ce v-a plăcut în lumea pe care eu am creat-o, dacă v-ar întreba Dumnezeu? Măreția ta, Doamne! Dragii mei, în continuare, vreau să vă aduc în atenție un actor de calibru mare, cum spunem noi, un mare actor, un actor de la care... Eu una am învățat și învăț în continuare foarte multe, pentru că să știți că am descoperit ceva, deși știam la nivel teoretic, dar practic, prin emisiunile pe care le-am realizat, datorită invitațiilor pe care i-am avut în emisiune, am înțeles că oamenii deosebiți, oamenii geniali, oamenii care fac din cariera lor o profesie de neegalat. Aceștia, de obicei, sunt foarte modești, sunt oameni foarte buni, sunt oameni foarte generoși. Un astfel de om este și marele actor Ion Dichiseanu. Domnule Ion Dichiseanu, vă place viața? Mai întrebi. Cui nu-i place viața? Nu-ți place? Spuneți-mi, nu-ți place? Doamne Dumnezeule, fratele, iubiți că viața, o viață, una. Hai, trebuie să spun un catren al lui Omar Khayyam, că merge. Bea vin, în el găsi vei viață fără moarte. Pierduta tinerețe doar el ți-o va reda. Sublimul timp al rozei și al inimii curate. Trăiește-ți clipa dată, căci clipa-i viața ta. Pleacă de aici. Cară-te! Bine, plec.
Nu stau la masă cu târte. Am uitat că domnul Vulpașin stă la masă numai cu domnișoare. Păcat numai că pe unde fac serenade nu iese nimeni la geamă. Când am spus, trăiască regele vreau. Cântă! Eu sunt în post. O dăm dracule amândoi. Nu-ți fă păcate cu mine că-mi funzi pușcăria. Te reclam. N-ai curaj, mă, ți-e frică de mine. Știi că după ce mă întorc de acolo, îți pământ. Trăiască regele vreau. Cântă! Trăiască regele. Șefule, șefule, trece la Rasia. Numele meu e Pierre Vaillant. Francez? Din Saint-Malo. Eu mă numesc Anton Lupin, român. Englezii s-au gândit la corsarii noștri. Le-au propus să intre în echipaj cu făgăduiala că până la urmă îi lasă liberi. Moș Leon a primit, împreună cu alți 8 francezi. A fost cărmaci. A făcut ocolul pământului și pe urmă s-a întors la Saint-Malo. Singur. Pentru că ceilalți au evadat pe drum. Înțeleg. Înțeleg, da. Dar de ce e un secret? Bunicul nu putea să spună nimănui că a slujit pe un vas englezesc. Era o rușine. Asta e tot secretul. Jurnal despre cercetările din timpul călătoriei vasului Beagle. Charles Darwin. Oare cum de n-am auzit nimic despre el? Nu i-a apărut de mult. O să o luăm cu noi. O să ne ducem noi acolo. Unde? Țara de foc? Strâmtoarea lui Magellan? Sper să vă bucurați și de o voce a muzicii populare, care cu siguranță, sunt sigură, vă aduce bucurie de fiecare dată când o ascultați. Este vorba despre interpreta de muzică populară, Elisabeta Turcu. A lăsa o urmă pe pământ este cel mai important lucru din viața asta. Deci să lași urmă pe pământ. Să lași urmă pe pământ. Să lași loc de bună ziua. Așa ne-au crescut părinții. Să lăsați loc de bună ziua pe unde treceți. V-am întrebat la începutul emisiunii ce înseamnă să... Cât înseamnă sau ce înseamnă numele de artist și numele de om. Numele de om a venit de acasă. Da. Poate și dacă nu rămâne impregnat ca, eu știu, atunci când urci câteva trepte ale succesului și dacă, cum se spune în popor, te îmbeți cu apă rece, știți cum vii de rostogolul pe trepte și nu mai știe nimeni de tine. Deci în meseria asta și cred că în toate de altfel, când urci o treaptă, niciodată să nu te împăunezi că nu mai e nimeni ca tine, pentru că toți suntem de înlocuit. Asta e important, așa cum spuneam, să lași urmă pe pământ, să lași ceva folositor în ceea ce mă privește, folositor pentru suflet, pentru alinarea sufletului. Neicuță din Argeșel, măi neicuță, voinic înalt frumușel, măi. Să ne iubim cu mult dor, mă.
și amândoi să trecem de alul. Hai, dorule, floare viorea, că-i frumoasă dragostea, măi. Hai, dorule, mi-e drag să trăiesc cu neicuța ce-l iubesc, măi. Dragii mei telespectatori, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, emisiunea Interviul Agro TV din acest an, 2018, se încheie. După cum am spus, suntem la final de an. Un an care pentru mine pot să spun că a fost un an frumos. A fost un an în care m-am bucurat, m-am întristat, dar atât de multe lucruri frumoase mi s-au întâmplat, atât de multe lucruri minunate au făcut parte din viața mea, încât pot să spun, mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat ani și clipe să trăiesc și acest an alături de oameni frumoși, de oameni minunați. Dragii mei, sunt Camelia Varga, sunt actrița Camelia Varga, și în 2019 să vă dea Dumnezeu toate cele bune, să vă dea multă sănătate, bucurie și multe împliniri care să vă bucure sufletele și viața. La revedere! Doamne ajută! Mai bine!